În timp ce se derula această activitate, am fost anunțată că trebuie să rămân în birou. Am zis, dar s-a terminat activitatea. Am făcut și alte cereri, au fost respinse, de aceea a durat așa de mult. Procurorul de casă a pronunțat în scris. Am întrebat dacă pot să plec și să aștept citația. Mi-a zis că nu. Au intrat, cred că 9 sau 10 avocați în birou și mi-a spus că sunt învinuită în alt dosar. Pentru ce? Moment în care am spus că nu am fost citată legal decât într-un singur dosar, nu am avut posibilitatea să mă angajez un avocat. Avocatul care a fost astăzi prezent cu mine a fost într-un alt dosar. Nu știu care este urgența de nu pot să fiu chemată în altă zi. A spus că nu interesează pentru că ea poate să mă citeze când dorește, așa că am rămas în birou. Mi-a dus la cunoștință o învinuire pe care nu pot să vă descriu în acest moment că a citit o singură dată, că aș fi coordonat un grup organizat în cadrul DNA cu procurori care au făcut niște trimiteri în judecată. Din nou, dreptul la apărare și procesul verbal a fost întocmit cu încălcarea tuturor drepturilor. Nu știu dacă este o acuzație oficială în acest moment, pentru că mi-a fost predat un proces verbal care nu este semnat de procuror, este semnat doar de o parte din avocați și procurorul nu a semnat acest proces verbal, deci în acest moment nu știu exact dacă această activitate este legală sau nu. Nu s-a dispus niciun control, nu s-a dispus nicio suspendare, nu s-a mai întâmplat nimic în dosar. După ce am terminat cu această, așa zis, aducere la cunoștința învinuirii, procurorul din nou mi-a zis să rămân și să continuă activitățile în primul dosar. Mi-a dus la cunoștință din nou respingerea unei cereri pe care am formulat-o și am stabilit că după studierea dosarului să mă prezint și să dau declarații. Eu aș fi vrut să lămuresc astăzi toată această situație. Pot să vă spun că din ziua în care am primit citație, respectiv din 28 februarie, am făcut cerere să consult dosarul, să consult ordonanța ca să lămurim cât mai repede aceste acuzații care sunt niște fabulații. Mi s-a citit o acuzație, am reținut că aș fi condus un grup organizat format din procurori din DNA, care știm cu toții că procurorii din DNA au fost recrutați în cadrul structurii printr-un interviu cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Nu am citit acuzația, nu am văzut ordonanța, nu am văzut niciun fel de act. Pot doar să vă spun că am contestat această activitate, spun că nu am fost citată legal, nu mi s-a oferit oportunitatea de a avea un avocat, nu mi s-au respectat absolut niciunul din drepturile pe care le am, dar asta nu este nicio problemă, oricând pot să explic ceea ce am făcut și spun că nu am comis niciuna din faptele pentru care s-au formulat aceste acuzații. Sunt niște fabulații pe care eu să mă străduiesc să le demontez și să le clarific cât mai repede cu putință, dar ca să fac acest lucru trebuie să iau la cunoștință pentru ce sunt acuzată, să știu în ce constau faptele, când s-au comis. Eu nu pot să mă apăr pe un proces verbal de aducere la cunoștința calității de suspect. Sunteți posibilitatea ca dumnealor să aibă anumite temeri juridice sau declarații, eventuale probe care să le susțină acuzația? Spuneți că veți încerca să vă dovediți nevinovăția. Excludeți categoric posibilitatea ca dumnealor cei de la SIJ să aibă și dovezi care să le susțină aceste acuzații? Câtă vreme n-am făcut niciunul din lucrurile pentru care sunt acuzată, vă spun categoric că nu pot să existe probe. Așa cum am spus de foarte multe ori și de acele fotografii care au apărut în spațiu public, doar dacă sunt false. Ați cerut vreunui procuror că este de la DNA Ploiești, că e de la DNA Oradea sau Central să încalce legea, să facă abuzuri, să facă anchete comandate? Ați făcut, nu. Ați făcut acest lucru? Nu. Întotdeauna am cerut procurorilor să respecte legea. Întotdeauna am cerut că atunci când se fac dosare, probele să fie administrate în conformitate cu legea. Întotdeauna am cerut să se respecte cu cea mai mare strictețe toate drepturilor persoanelor care sunt cercetate. Când am constatat că acest lucru nu s-a întâmplat, am infirmat acte, am infirmat soluții, am sesizat inspecția judiciară, am dispus revocarea unor procurori, întotdeauna am luat măsuri. Repet, au fost peste 70 de magistrați anchetați pentru abuz în serviciu și fapte de corupție în mandatul meu, tocmai pentru că întotdeauna am spus că nu tolerăm abuzurile și nu tolerăm încălcarea legii. Și toate ședințele pe care le-am avut cu colegii din DNA, pe acest lucru am insistat, să respectăm întotdeauna legea în ceea ce facem. Am urmărit
intervențiile colegilor mei, nu știu dacă este o delimitare, cred că este încercare de justificare a activității pe care fiecare șef de instituție dorește să o facă. Eu nu am auzit niciun procuror din DNA să spună mă delimitez de chioveși sau chestiuni de genul acesta. Fiecare își explică activitatea pe baza a ceea ce crede și cum poate. Nu există probe, spune Laura Codruța Chioveși și doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit în Actualitatea Românească. Documente devastatoare avem în această seară. Există aceste documente, scandalul Laura Codruța Chioveși este abia la început, foarte probabil este abia la început. Secția Adinei Florea o acuză pe fosta șefa DNA într-un al doilea dosar penal de constituire de grup infracțional organizat pe scandalul dosarelor de la Ploiești și de complicitate la represiune nedreaptă. Sunt acuzații foarte grave în premieră, în justiție, vorbim de primul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, care în toată istoria DNA este acuzat de asemenea fapte și are deja două dosare penale, acuzații în care se spune că șefa DNA a emis niște acte ca procuror șef prin care dădea posibilitatea ca persoană, ca o singură persoană, să aibă mai multe identități în dosarele DNA. Să se numească într-un fel, într-o anumită parte a dosarului și în alt fel, într-o altă parte a dosarului. Veți vedea în această seară și replica șefei DNA, pentru că a dat o replică, se ceartă cu Adina Florea. Laura Codruța Chioveși și spune că este un dosar mediatic, nu există probe și dosarul este acest al doilea dosar, ca și celelalte, toate actele sunt lovite de nulitate, spune doamna Chioveși și nu i s-au respectat drepturile, vom avea și această discuție și că toate sunt făcute cu scop denigrator. Așa cum vă spuneam, vom prezenta documente, circulara, veți vedea în exclusivitate acea circulară de care se vorbește, emisă de șefa DNA către toți procurorii, vorbim de secția 1 DNA, secția 2 DNA, Serviciu pentru Urmărirea Penală în cauze privind infracțiunile săvârșite de militar și toate cele 14 servicii teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție. E vorba despre martorii cu identități false și cu identități reale. Vor vorbi în această seară și cu Sebastian Ghiță, pentru că totul a pornit de la un dosar în care a fost trimis Sebastian Ghiță în judecată. Avem și un al doilea document pe care îl prezentăm chiar de la Direcția Națională Anticorupție, în care se arată că în dosarele lui Sebastian Ghiță au existat foarte mulți martori cu identitate protejată, cu identități reale și false, un document chiar al Direcției Naționale Anticorupție. Vă prezint mai întâi invitații din această seară, că toți spune doamna Chioveși și că nu sunt probe, totul e fals. Doamna Ligia Popescu, avocat din partea Partidului Național Liberal. Bună seara. Comisia PNL de Politică Externă, da? Bună seara, doamnă. Doamnă Tudor Ionescu din partea ALDE. Bună seara, domnul Radu Car, profesor de drept constituțional. Bună seara, domnul Car, și domnul Alfred Bulai, sociolog. Domnul Bulai, aș începe cu dumneavoastră, pentru că ați văzut modul cum se apără doamna Codruța Chioveși și sunteți sociolog. Și v-aș întreba, pentru publicul larg, doamna Chioveși este credibilă sau nu? Da, evident că e credibilă. De departe. Am subliniat faptul că chiar are talent politic, nu are strategie politică. Dar nu acum. Și când era la DNA și făcea imagine ca dovadă că avea un nivel de încredere spectaculos, mult peste orice politician din România. Ce îi dă această credibilitate, doamna Chioveși? Bagi în pușcărie politician, ești credibil. Punct. Populația întâmpită. Nu plecăm de la această chestiune. Bagă în pușcărie, ci judecătorul. Nu, dar asta era imaginea publică, să ne înțelegem. În această țară, da, corupția mustește. Și populația știe acest lucru. Așa. Adică e vorba de, nu aia la nivel înalt, aia cu care se înțelește cetățeanul, zi de zi. DNA-ul a venit și a jucat această carte. După vremea lui Morar a jucat-o, deci nu după vremea domnului Chioveși. În 2002 înființat. Adică, pentru prima dată în România, părea că politicienii de la vârf, sau mult mai politicienii, că atenție a fost vorba și de Vântu și de alții,
chiar pot să ajungă în fața instanței, așa s-a clădit această încredere. Doamna Chiovici a păcătuit prin faptul că i-a plăcut puterea. Dacă vă ziceți, domnul Morar era foarte discret în raport cu doamna Chiovici din ultima parte a mandatului său. Și numai că i-a plăcut puterea, dar a început să joace mediatic actul justiției într-o măsură care, sigur, i-a adus o cotă de popularitate foarte mare, dar care, sigur, are un cost. Pentru că în momentul în care intri în spectacolul mediatic, începi să faci politică, vrei, nu vrei. Evident că a adus în jurul său și personaje gen Portocală, despre care nimeni nu poate să spună că e om sănătos la cap și care ce căuta în... Nu, acum, domnule, n-ai ce să cauți într-o instituție a statului de elită, pentru că DNA-ul s-a legitimat ca o instituție de elită. Așa a fost chiar proiectat. Ploieștiul era de elită, da. Bun, dar de principiu nu ai cum să justifice o asemenea activitate și sigur, doamna Chiovici și-a început să aibă greșeală după greșeală și să aibă sentimentul exact al unui politician care are impresia că e pe viață acolo, pentru că dacă ea ar fi dat înapoi atunci când i s-a atras atenția, băi femeie, uite ce bateau la câmpi acolo, uite cum vorbește, lucruri evidente pentru oricine, ar fi dat înapoi, vă aduceți aminte că i-a spus și nu până în pânzele albe, toate, adică n-a greșit niciodată. Aici este o greșeală politică, pentru că asta e ideea sistemelor, că sunt perfecte și că și formate politicii din oameni la vârf perfect, și ai impresia că niciodată nu mai pleacă și de acolo. Că și niciunul că niciunul are probleme, exact, și că oricine și e, zice care, ceva infractor. Știți, politicianul îi stă bine câteodată să-și pună cermeșe în cap. Adică să spună, da, am și greșit, care e problema? Că e firesc să greșești, omenește. Da, și mai ales că lumea, multul, cum să zic, și în viața obișnuită, când cineva își cere scuze, pe jumătate nu mai, cel mai mult te enervează când după ce știi că a greșit, îți mai și zice greșeala pe mărturisită pe jumătate iertată. Da. Aici, sigur, a intrat în acest joc. Acum, ea are sprijin, a avut în permanență sprijin și în România și în străinătate, care a avut două efecte. Unul, o încredere teribilă în ceea ce face și o supraîncredere în sensul în care, mă rog, poziția mea e de neclintit. Acum, în această poziție, cumva suportă și ea ceea ce au zis alții că se întâmplau pe vremuri la DNA, abuzuri, că sunt absolut convins că au fost abuzuri, că, mă rog, n-au citat-o legal, asta probabil că este evident. Dar, repet, cumva se întoarce... Se întoarce... nu, asistăm cumva, cum să zic, ca la Udrea, știți, când dintr-o dată ne-am trezit cu 5 dosare într-o săptămână. Adică e o, cum să zic, o grabă teribilă, un spectacol care se face indiscutabil. Nu ca pe vremea aia, că era frumoasă cu cătușe, adică era mai spectaculos, dar e același gen de funcționare a justiției. Ca dovadă că în justiție noi sperăm de nebuni că se schimbă ceva și nu se schimbă nimic. Nu se schimbă nimic. Bun, haideți să vedem că astăzi au apărut acuzațiile oficiale la adresa doamnei Chiovici și secția SIJU, secția doamnei Adina Florea, secția de la Parchetul General, o acuză, și o să vedeți pe ecran, acuzațiile de constituire de grup infracțional organizat prin, în modalitatea coordonării. Deci doamna Florea a făcut un grup organizat pe o structură de parchet, o structură ierarhică, și de complicitate la represiunea nedreaptă în forma participației improprii. 5 infracțiuni, 5 persoane vătămate. Este vorba despre un dosar penal, de aceea apar 5 persoane vătămate. Este vorba de o trimitere în judecată în dosarul lui Sebastian Ghiță. La 7 martie 2019, spune secția doamnei Florea, a fost adusă la cunoștința suspectului, adică doamna Chiovici, care este suspectă, efectuarea urmării penale în al doilea dosar. Faptele constau, spune madame Florea, în aceea că pe durata exercitării mandatului de procuror șef DNA în perioada 2015-2016, doamna Chiovici și prin efectuarea, prin activitate efectiv desfășurate, prin ordine și dispoziții legale, prin ordine și dispoziții date, grupul infracțional inițiat de 2 procurori și 1 ofițer de poliție, la care au aderat alți 3 procurori și 1 ofițer de poliție, iar aceștia au acționat în mod coordonat în scopul comiterii infracțiunilor de cercetare abuzivă. Astea sunt acuzațiile. Represiune nedreaptă, influențarea declarațiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual și uz de fals. Și precizează această secție că ordinele și dispozițiile avute în vedere constau într-o circulară, deci un document
prin care a admis posibilitatea audierii pe parcursul urmăririi penale al aceleași persoane, atât în calitate de martor cu identitate protejată, cât și aceea de martor cu identitate reală, precum și un alt ordin. Deci sunt două documente care ar incrimina-o pe doamna Chioveși, privind adoptarea unor practici unitare în administrarea probelor audio-video la DNA, ordin prin care ar fi fost încălcate niște dispoziții din codul de procedură penală, întrucât s-a dispus trimiterea către instanțele de judecată numai a suporților care conțin convorbirile relevante în cauză. Spune secția doamnei Florea că ar fi determinat doamna Chioveși și pe un procuror șef de secție, este vorba de Gheorghe Popovici, șef, postul șef al secției 1, fără vinovăție, să transmită un rechizitoriu nelegal și netemeinic și să dispună astfel trimiterea în judecată a 5 persoane, despre care un număr de alți 4 procurori din DNA au precizat în scris că nu se impunea trimiterea în judecată. Deci doamna Florea a stabilit deja că Popovici nu este vinovat, că spune aici transmiterea fără vinovăție. Deci astea sunt acuzații foarte grave pentru doamna Chioveși. Vedeți, este vorba despre două documente, două circulare, ordine sau cum s-or numi. În această seară doamna Chioveși a dat publicității o replică la acest comunicat al secției Lupește Prăjit. Și comunicatul doamnei Chioveși sună așa, ca să dăm toate pozițiile până vă arăt hârtiile. Învinuirile descrise în comunicatul de presă sunt fabulații, spune doamna Chioveși, întocmite exclusiv în scopul denigrării. Chiar atitudinea procurorului de caz Adina Florea dovedind că dorește un dosar mediatic și nu unul juridic în care să se afle adevărul. Vorbește doamna Chioveși că așa lucrează toate parchetele și instituțiile publice în general. Atunci când audiază martori, sunt obligați procurorii să respecte dispozițiile codului de procedură penală și nu îndrumările teoretice. Fiți atenți aici. Deci nu îndrumările teoretice care vizează interpretarea unor dispoziții legale. Deci dânsa recunoaște că a interpretat niște dispoziții legale. Și vorbește punctual, circularea la care se face referire, adică hârtia semnată de Madame Chioveși, și nu a fost un ordin, ci o sinteză a concluziilor desfășurate într-o ședință de lucru a DNA, prin care s-a comunicat tuturor procurorilor că a existat o situație prin care procurorii de caz au audiat un martor cu identitate reală și apoi cu identitate protejată. Prin circularea respectivă, pe care o veți vedea imediat, am transmis tuturor procurorilor modul în care a fost soluționată și situația de către instanța de judecat. Esența sintezei a fost aceea că judecătorul trebuie încunoștințat de către procuror în cazul în care este vorba de același martor. Cel mai relevant este faptul că respectiva circulară a fost emisă la câteva luni, și aici Chioveși are dreptate, la 4 luni, după ce martorii fusese audiați în acest fel de către ST Ploiești, unitatea Haules, unitatea de elită, astfel încât este imposibil ca circulara, adică actul ei, să fi determinat în orice fel un comportament anterior al unor procurori DNA. Circularea a fost emisă luna octombrie, asta e adevărat, după ce în cauză fusese finalizat rechizitoriu, iar dosarul a fost trimis în instanță. Conducerea centrală a DNA afla despre modul de audiere când această problemă s-a ridicat în judecata de cameră preliminară și acest este motivul pentru care s-a discutat într-o ședință de lucru a DNA. De altfel, spune Chioveși, situația asta cu martorii care aveau 70.000 de identități a mai fost dezbătută ulterior și în cadrul altor ședințe ale DNA, pentru că nu a existat o opinie unanime. Deci oamenii nu erau de acord toți în DNA cu acest mod de lucru și a fost constituit un grup de lucru pentru analizarea practicii judiciare în materie și formularea unor concluzii. Doamna Chioveși a mai dat un ordin, al doilea ordin, ordinul număr 38/2016. În care spune, vorbește de că s-a dat după adoptarea deciziei Curții Constituționale numărul 51, cea care a rupt binomul SRI-DNA.
această măsură managerială s-a impus pentru faptul că am constatat practici diferite în interiorul DNA. Am avut în vedere și deciziile instanțelor de judecată prin dispozițiile legale privind interceptările. Prin ordin intern, scrie doamna Chioveși, am constituit un alt grup de lucru la propunerea Serviciului Tehnic al DNA, iar procurorul șef al DNA, adică ea, că vorbește la persoana a treia, doamna Chioveși, a început ca doamna Udrea, ea despre ea, a preluat concluziile pe care acest grup de lucru le-a formulat. În principal, ordinul a stabilit modul în care procurorii vor lucra cu Serviciul Tehnic al DNA, serviciul tehnic care deservea toate structurile teritoriale. Nu conține nicio dispoziție contrară legii, ci stabilește doar circuitul administrativ al documentelor, lucrărilor, suporților optici. E vorba de filmările. În cazul interceptărilor în cazul interceptărilor efectuate de serviciul tehnic al DNA. Comunicatul SIJ, adică de doamna Florea, face referire la conduita mea ca procuror ierarhic, o acuzație neclară și foarte generală, în condițiile în care acest caz nu s-a aflat niciodată în coordonarea mea și nu am avizat de legalitate niciunul din actele din dosar, adică rechizitoriu. Legalitatea rechizitoriului a fost confirmată oricum de Înalta Curte de Casație și Justiție în judecata de cameră preliminară, cazul nu a fost soluționat definitiv pe fond. Ce nu spune doamna Chioveși e că toți au fost achitați în primă instanță, adică cazul pe fond a picat. Vom vedea în apel. Apreciez, spune doamna Chioveși, că vreau să citesc tot ce spun madamele astea, ca fiind în totală contradicție cu normele legale și deci lovite de nulitate toate actele secției efectuate împotriva mea, toată activitatea mea s-a derulat cu împiedicarea exercitării drepturilor mele legale, nu am avut acces la acuzații în detaliu, nefiind un comunicat ordonanța prin care s-a formulat acuzația. Modul în care s-a desfășurat și se desfășoară acest caz, în acest caz urmărirea penală, este o pată pe obrazul justiției, spune doamna Chioveși, căci în mod evident SIJ, secția lui Florea, nu urmărește administrarea unor probe valide în conformitate cu principiul realității, ci crearea unei aparențe de vinovăție pentru influențarea opiniei publice. Spune doamna Chioveși într-un comunicat lung către țară. Aș face o tură să-mi spuneți ce părere aveți. Deci, ce o acuză madame Florea și ce spune doamna Chioveși, pentru că în curând o să vă arăt documentul. Documentul cu nebunia, cu identitățile false și reale din dosarele DNA. Domnul Carp, încep cu dumneavoastră. Haideți ca să lămurim un lucru esențial. Comisia de la Veneția, în momentul când a analizat modificările la legea justiției, inclusiv constituirea acestei secții speciale, a spus că, într-adevăr, răspunderea magistraților este un principiu care ține de domnia legii, dar tocmai pentru că trebuie asigurată o continuitate în justiție și o oarecare protecție pentru magistrați, recomandă ca această secție să acționeze doar în cazul în care s-au constatat, au existat hotărâri definitive și revocabile prin care se constată culpa unor magistrați. Ori noi ce constatăm în momentul de față? Constatăm că, de fapt, stați, culpa ordonanța constată judecătorul. Păi da, prin hotărâre judecătorească definitivă. Ori noi ce constatăm? Că la ora actuală există un asalt permanent pentru, nu pentru a elimina această secție, așa cum ar fi normal. Eu consider că, într-adevăr, avizul de la Comisia la Veneția este, cum să spun, de o claritate ireproșabilă. Și este scris de juriști foarte cunoscuți și ireproșabil din punct de vedere profesional. Nu numai că se încearcă să se revină în matca normală, ci se încearcă să se și dea puteri sporite acestei secții, respectiv ordonanța 7. Da, dar eu mă întreb pe cazul ăsta. Păi, pe cazul, până la Comisia la Veneția, că secția asta există. E un context mai larg. Pentru că așa se și explică faptul că doamna Florea a vrut cu tot din adinsul să prezinte un comunicat pe ceva care nu există. Adică, cum adică pe ceva ce nu există? În momentul în care o persoană este învinuită și spune nu mi s-a adus la cunoștință nici măcar ordonanța prin care a fost învinuită și o întreagă instituție dă un comunicat împotriva unei persoane, e o problemă a instituției. Adică, cum să spun, doamna Chioveși este învinuită de categorie VIP, da?
Totuși, ea beneficia de prezumția de nevinovăție. Dar vă întreb cu acuzațiile. Cred că nimănui nu i-ar conveni și nu este împotriva oricărei norme de drept să ți se aducă la cunoștință aceste învinuiri printr-un comunicat de presă. Este cu totul anormal. Acolo e discuție cine a semnat procesul verbal, dacă ea a semnat, deci dacă procurorul... ca act de procedură este perfect anormal și doamna Căveși are perfect dreptate să spună că din acest moment toate actele de procedură care sunt îndreptate împotriva sa pot fi lovite de nulitate. L-avem în direct, vreau să vă anunț că l-avem în direct și pe Sebastian Ghiță, pentru că totul a pornit de la dosarul lui Sebastian Ghiță, dosarul trimis în judecată pe 29 iunie 2016, Liviu Mihai Tudose Viorel, dosarul Constantin Ispas, Sebastian Ghiță și Constantin Aurelian Mihaila. Bună seara, domnul Ghiță! Bună seara! Domnul Ghiță, aș vrea să vă întreb, poate știți dumneavoastră că ați vorbit de-a lungul timpului despre aceste identități protejate și reale. Dacă ați făcut o centralizare, ca să spun așa, în dosarele dumneavoastră, care sunt multe, câți oameni au avut câte identități în reale și false și protejate, ca să zic așa, în dosarele dumneavoastră? Să știți că n-am avut această informație și m-a surprins și pe mine, apărând dezbaterea, să constat că în mai multe dosare aceeași persoană are și identitate reală și identități protejate mai multe, chiar și în același dosar. Practic, în același dosar se dădeau declarații, de fapt se sugerau sau se portau de către domnul Negulescu, cu privire la același eveniment, declarații care știu și eu cu identitate reală, martorul spunea ceva așa, light. Iar cu identitate protejată aducea tot felul de elemente. Ce m-a surprins pe mine de-a lungul timpului este că unele dintre elementele acelea erau mincinoase. Și practic... Păi da, erau denunțuri, înțeleg. Și să știți că... Chestia asta cu martorul amenințat, eu înțeleg să fie folosită în societate când apar crime, când apar bătăi, când apar certuri, scandaluri. Ori în cazul ăsta, martorii amenințați erau folosiți să mintă. Vreau să vă arăt un prim document, nu știu dacă aveți un televizor în față, este un document transmis de DNA către secția lui Pește Prăjit, secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, semnat chiar de procurorul șef de serviciu, domnul Nicolae Marin, un document de 6 pagini, în care Ploieștiu, unitatea de elită, comunică secției doamnei Florea câte identități au fost în aceste dosare. Și anume pe Vlad Cosma, pe Răzvan Alexe și pe Marcel Păvălean. Dacă putem lua Victor. Vlad Cosma, spune chiar DNA-ul, a avut statutul de martor cu identitate protejată în 8 dosare. Răzvan Alexe a fost martor cu identitate protejată în 3 dosare, iar Marcel Păvăleanu într-un singur dosar. Vlad Cosma a fost în dosarul 218. Vă rog. Dacă îmi dați voie, am să încerc să vă întrerup și să vă spun că nu sunt de acord cu felul în care vă referiți la o secție de parchet similară DNA-ului. Adică nu e similară DNA-ului. Adică spune secția lui Pește Prăjit, desconsiderați munca unor oameni și credeți că niște procurori care fac... care știu și eu, anchetează și investighează fapte, sunt buni, și aici mă refer la doamna Chioveși și prietenii dânsei, iar alți procurori din aceeași justiție românească, din același parchet al României, nu sunt buni. Ori aici, nu e vorba cumva, despre asta. Ani, secția asta, că de asta o numesc secția lui Pește Prăjit, domnul Ghiță. O numesc, echilibru, secția va deveni credibilă când va avea
când va avea condamnări în instanță. Până atunci vorbim de niște acuzații care vom vedea în instanță dacă se susțin sau nu. Dar să depășim momentul că nu e vorba despre secție, este vorba de identitățile și nebunia din dosarele, inclusiv ale dumneavoastră. Vlad Cosma, înțeleg că se numea și Florin Cristescu, și Scarlat Tamara, și Vasile Georgian. Apare în 8 dosare. Și Vlad Cosma. Și Vlad Cosma. Da? Și chestiunea aceasta, din ce am înțeles eu astăzi, a fost aprobată, reglementată, indicată printr-un ordin al doamnei Chioveși. Da, pe care o să-l vedeți imediat. Am văzut eu în seara asta comunicatul dânsei sau o circulară sau ce-o fi fost. Și am văzut comunicatul dânsei și spune, știți, este pe la sfârșitul 2016 comunicatul meu. Și chestiunile întâmplate în dosarul vestită cu Vlad Cosma sunt de dinainte de... E adevărat, să știți, aici și are dreptate. În dosarul meu, da? În dosarul meu, sunt acesta ultimul. Da. Sunt declarații obținute în anul 2017 și care au același regim. Sunt declarații de martori acoperiți, același martor cu mai multe identități. La care dosar vă referiți? Că dumneavoastră aveți multe dosare. Dosarul ăsta e trimis în instanță în iunie 2016. Se afundă. Domnul Ghiță, la care dosar vă referiți? Pentru că dosarul ăsta e trimis în instanță în iunie 2016. Deci n-avea cum să ia alte declarații că s-a fost trimis în judecată. Iar eu mă refer la un alt dosar. Dosarul 110. Asta cu mandat. Care are declarații obținute în același fel după circularea doamnei Chioveși. Așa că ceea ce spune doamna Chioveși public e o minciună. Nu, da, dar puteți spune că bănuiesc că știți că v-am mai auzit. Madame, doamna Socol, câte identități a avut în dosarul celălalt al dumneavoastră? 4. Vlad Cosma, în toate dosarele astea, câte identități a avut? 37. 37? Sau 6? Că nu. Da. Bun. Răzvan Alexe, câte identități a avut? Greu de acceptat și de înțeles. E greu de acceptat și de înțeles cum să faci o strategie cu care să minți judecătorii. Că practic asta se întâmpla. Adică despre un eveniment, de exemplu, o întâlnire într-un loc public, obținea domnul Negulescu o declarație de la cel care a fost prezent la eveniment și după aia, pentru a păcăli judecătorul, pentru a da mai multă greutate declarațiilor acelui martor, mai adăuga alți 3 martori cu identitate protejată, prieteni de-ai dânsului, același om, același martor, care întăreau. Ziceau, da, și eu eram în restaurant când Ghiță vorbea cu nu știu cine. Altul zice, domne, trecând în vid, trecând pe lângă masă, i-am auzit cum vorbeau despre nu știu cine. Altul zice, m-am așezat la masa lor și când... Da, dar eu mă întreb altfel. Există un denunț? Dacă este o situație, dacă există un denunț în dosarul dumneavoastră al unui martor cu identitate falsă și după aia ăla să-și dea identitatea reală în care să susțină denunțul? Da. Mai multe situații, nu doar una. Mai multe astfel de martori și mai multe astfel de situații. Pentru că înțeleg că este aceeași situație și în dosarele Microsoft. Asta cred că asistăm la o explozie în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, pentru că am vorbit astăzi cu foarte mulți avocați la telefon și înțeleg că este această situație și în dosarele Microsoft și niște dosare de la Alba, în care un om s-a numit Vasile Ionel, a făcut denunțul martor protejat și după aia și-a luat identitatea reală Vasilica, nu știu cum, și a spus, da, eu
E adevărat ce spune Vasile Ionel, care era tot el. Adică este o țigneală. Haideți să vă arăt documentul. Documentul de care vorbește secția doamnei Florea, vorbește și Laura Codruța Chioveși. Este un document trimis către patru secții din DNA și se spune așa. Dacă putem da documentul, Victor, urmarea ședinței săptămânale de analiză a tuturor soluțiilor avute cu procurorii secției judiciare. Vedeți pe ecran documentul. ADNA. Documentul este din octombrie 2016. La data de 5 octombrie 2016 a avut ședința cu ăștia de la secția judiciară de ce interesat ce se întâmplă în instanțe, da, cu dosarele lor. Și la care au fost invitați să participe toți procurorii șef secție serviciu birou din cadrul structurii generale a DNA, a rezultat că au fost întâlnite situații când pe parcursul urmăririi penale aceiași persoane au fost întâlnite așa, de parcă nu le făceau ei. S-au întâlnit așa pe drum. Au fost situații în care aceeași persoană a fost audiată atât în calitate de martor cu identitate protejată, cât și aceea de martor cu identitate reală. Aceeași persoană. S-a apreciat, iar impersonal, s-a apreciat așa din eter. Nu că noi am decis, s-a apreciat impersonal. Că nu există vreun impediment pentru procurorul de caz de a proceda în această modalitate, deci scrie chiar doamna Chioveși, cu precizarea că cele două declarații nu constituie probe distincte în cadrul procesului penal, necesitatea acestei audieri rezultând în funcție de stadiul urmăririi penale. Totodată procurorul, dacă poți să scoți burtiera, Victor, va informa numai instanța de judecată și vedeți aici Chioveși a subliniat, a bolduit instanța de judecată, deci pe ea o interesa judecătorii, instanța de judecată, despre această situație în momentul trimiterii dosarului în judecată sau pe parcursul cercetării judecătorești, situație printr-o adresă cu secret de serviciu. Deci ea informa potrivit legii, că înțeleg că trebuie potrivit legii să informezi judecătorul. Adresa era, vedeți pe ecran, secret de serviciu. Ce mai spune doamna Chioveși în această circulară adresă? Sub acest aspect precizăm că există o jurisprudență a instanțelor de judecată în care au existat astfel de situații și judecătorii au audiat pe parcursul cercetării judecătorești persoana respectivă atât cu identitate reală cât și la un alt termen de judecată au dat identitate protejată, audiat cu identitate protejată. Așadar, garanția de loialitate a administrării mijlocului de probă în condițiile date este asigurată prin încunoștințarea judecătorului. Cu considerație, vedeți documentul pe ecran, Laura Codruța Chioveși, procuror șef Direcția Națională Anticorupție. Deci acesta este probabil una dintre probele doamnei Florea de la secția de investigare a magistraților. Da. Doamna Matei, ce înțeleg eu de acolo? Unul că știa de aceste practici până la momentul acestei circulare. Poftim? Că scrie nu m-am auzit bine. Pentru că s-au întâlnit cazuri și situații. Da. Pentru că s-au întâlnit deci cazuri știau și situații că după această asta. Circulară. Da. Doi, nu numai că nu le-a oprit, ci le-a și legiferat, le-a încurajat. Da, a zis că nu există niciun impediment. Eu când am spus că doamna Chioveși este șefa grupului infracțional organizat Oanea Portocală, nu m-a crezut nimeni. Iată că doamna Florea a găsit documentul. Da, și acest document a fost transmis, așa cum vedeți pe ecran, către toate secțiile din DNA și către toți procurorii și serviciile teritoriale. Și poartă semnătura doamnei Chioveși. Da, cu considerație. Atunci îmi pare rău pentru doamna Chioveși. Nu mai contează nici avionul, nici Jakarta, nici nimic. Dânsa este cea care i-a dirijat pe Oanea și pe Portocală și care le-a aprobat acțiunile și care le-a dat și o hârtie la mână să-i acopere ce au făcut în dosarul cu toate
și să-i ajute în ce urmau să facă. Pentru că eu, dacă îmi dați voie, vă trimit acum, prin WhatsApp. Am certitudinea că în dosarul meu, la data de 23.02.2017, au luat o astfel de declarație de martor cu identitate protejată, care mai avea și alte identități și avea și identitate reală. Da, da, s-a plecat. Am copie. Da, da, da. Dar circulara, vedeți, este dată în octombrie, iar dosarul ăsta la care face referire doamna Florea cu domnul Tudose, dosarul Ispas și noastră și Mihaela, este trimis în judecată în iunie. Deci doamna Florea trebuie să facă o legătură, nu știu. Da, domnule. Dar ei știau că există această situație pentru că au relevat situațiile din instanță. Chioveșii știa. Ei au prezentat. Șefica, uite, au făcut niște boroboace cu martorii. Te rog frumos, dă-le o hârtie să rezulte că e bine. Da, și au fost și alți procurori. Și chiar și Chioveșii spune că s-a făcut un grup de lucru, că nu era o opoziție unanimă. Scrie în document. Pentru că s-au întâlnit astfel de situații și de cazuri, hai să le legiferăm. Deci doamna Chioveșii nu poate să spună, eu eram șef, dar eu nu știam ce fac cei de la DNA Ploiești. Că tocmai le-a dat o hârtie. Da. Trebuie să luăm puțină publicitate, aș vrea să mai rămân. Îmi pare tare rău și nu știu de ce continuă cu aceste comunicate. Și de ce nu face ceea ce ne recomanda nouă tuturor. Să ne apărăm în instanță, să ducem probe la procurori și să respectăm justiția. Doamna Chioveșii să poartă cel mai rău dintre noi toți. Da, da, vedeți că doamna Chioveșii, fiți atenți, deci vedeți documentul pe ecran, că nu suntem nebuni. Asta e circulara, da? Și doamna Chioveșii spune altceva în comunicat. Spune că a fost o sinteză a concluziilor desfășurată într-o ședință de lucru ADNA prin care s-a comunicat tuturor procurorilor că a existat o situație. Care este situația? Că nu e relevantă nicio situație. Adică, vedeți, ea n-a zis, bă, de la dosarul lui X am constatat că e o problemă. Nu, ea nu relevă nicio situație. Pur și simplu, ea spune în această comunicare că a fost o situație în care procurorii de caz au audiat un martor cu identitate reală și unul cu identitate și apoi cu identitate protejată. Prin circularea respectivă am transmis tuturor procurorilor moate în care am fost soluționată situația. Care situație? Că nu e nicio situație aici. Și-a constituit singură probe împotriva dânsei. Păi da, prin acest comunicat ea spune că a plecat de la o situație clară. Acest document care este în tot DNA-ul, este, vedeți că e transmis pe circulară, în tot DNA-ul, nu a plecat de la nicio situație. Trebuie să luăm puțină publicitate, e doamna Chiuve și nu știu ce a făcut în acest comunicat, dar nu cred că e bine, tocmai bine ce a făcut în comunicatul ăsta. Pentru că, domne, dacă știi că ai un document pe care tu l-ai transmis, nu minți în legătură cu acest document. Și vă mulțumesc foarte mult, domnul Ghiță. Aș vrea să vă întreb totuși, vă mulțumesc, întoarceți în țară? Am spus de mai multe ori că discipolii doamnei Chioveșii sunt acolo la post și că sunt convins că vor dori să-mi facă rău, așa că în zilele următoare mă voi sfătui cu avocații mei cum am să procedez. Ok. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Ghiță, pentru această intervenție. Luăm publicitate și revenim. Am revenit, doamnelor, în direct. Discutăm și cu invitații și o să vorbim și cu alți avocați, pentru că înțeleg problema este în alte dosare ale DNA, nu numai în DNA Ploiești și ce au făcut ăștia în dosarele lui Sebastian Ghiță. Vedeți pe ecran, o să vă arate colegul meu acest ordin, prin care doamna Chioveșii spune că s-a apreciat că nu există niciun impediment pentru procurorul de caz să ofere identități protejate și reale, cu precizarea că aceste două declarații nu constituie probe distincte în cadrul procesului penal. Acesta este documentul la care face referire secția Adinei Florea. Un alt document de DNA arată că oamenii aveau zeci de identități în zeci de dosare, vorbeau Cosma, domnul Cosma, era și, am mai spus, Vasile Georgian, Cristescu Florin și unul îl confirma pe celălalt, adică o țigneală.
Doamna avocat, vreau să îmi spuneți părerea dumneavoastră despre această situație, deci, pentru că am vorbit azi cu mulți juriști și știți cum e, vorbești cu 100 de juriști, 100 de opinii, dar înțeleg că nu e totuși tocmai ok ce a făcut doamna Chioveș. Există în mod evident două niveluri ale discuției. Unul politic și în cadrul acestui nivel este evidentă coincidența ciudată că această explozie apare fix acum când doamna Chioveș este poziționată într-un mod extrem de favorabil pentru numirea într-o funcție europeană de mare impact. Și este o discuție, un nivel al doilea, tehnico-juridic, în care, desigur că aprecierea corectă o poți face numai în secunda în care ai dosarul în complexitatea sa și în, cum să spun, integralitatea sa în față. Dar aș vrea să fac câteva comentarii cu privire la pozițiile exprimate de către doamna Chioveș și de către doamna Florea și cu privire la unele dintre comentariile dumneavoastră. Mie mi se pare poziția doamnei Chioveși extrem de realistă și obiectivă și rezonabilă în momentul de față, în maniera în care încearcă să explice, nu, simplificând... Nu, ați cunoscut-o pe doamna Chioveși? Nu, nu cunosc personal pe doamna Chioveși, dacă vreți să... N-ați vorbit cu ea niciodată. Ca să ne clarificăm și cu privire la această chestiune. Nu știu ce importanță are acest aspect, dar vă asigur... Să știți, când cunoști omul personal... Da. Eu văd la televizor și dacă îmi dați voie să fac câteva comentarii ca jurist, cu mare plăcere le fac. Așa. Deci, este o poziție rezonabilă prin care încearcă să explice într-un mod simplu pe înțelegerea opiniei publice niște chestiuni care în materialul doamnei Florea sunt abordate într-o manieră extrem de tehnică. Păi dacă acolo în ceea ce privește, ceea ce privește regimul juridic al protecției martorilor. Martorilor amenințați, că înțeleg că aici este vorba de această categorie. Există două categorii, martori amenințați, martori vulnerabili. Martorul amenințat apare într-un dosar atunci când există acea faimoasă suspiciune rezonabilă, cum că integritatea sa corporală, sănătatea, locul de muncă și așa mai departe. Cine are competența pentru acordarea acestui statut în conformitate cu normele dreptului de procedură penală este procurorul în timpul urmăririi penale, este judecătorul de cameră preliminară și este instanța de judecat. Într-un proces penal care, după cum știți și dumneavoastră, parcurge mai multe faze, deci, acordarea acestei protecții poate să apară în momente diferite. Dar se acordă în orice, în anumite condiții legale. Asta am spus și eu. Asta am spus și eu. Sunt două condiții legale mari și late pentru acordarea protecției martorului amenințat. Atunci când persoana... Cum vă explicați când dosarele, toate dosarele de NEA sunt numai martori protejați? Uitați, o să vedeți după pauză. Depinde de momentul în care suspiciunea rezonabilă a fost cristalizată, dacă vreți, în cunoștința și în documentația, în probatoriul disponibil procurorilor, sunt foarte multe chestiuni pe care noi în momentul de față nu mi se pare corect să le analizăm într-un detaliu atât de mare, necunoscând exact stadiul. Explicați-mi de ce Ligia Popescu face un denunț ca martor protejat sub numele de Sorina Matei, de exemplu, și după aia doamna Ligia Popescu cu numele ei spune da, e adevărat ce a spus Sorina Matei, deși ea este Ligia Popescu. Amestecăm denunțul cu calitatea de martor. Calitatea de martor se acordă la moment dat. Păi doamne, vorbim de oameni și de oameni pe care încerc să vă explic din punct de vedere tehnic. Și apar de fapt 10 în dosare. Tehnic, netehnic, asta este, uitați, să știți că ăsta nu este documentul meu. Ăsta este semnat de Nicolae Marin. Știți cine e Nicolae Marin? Procurorul șef de la DNA Ploiești. Eu n-am inventat identitățile astea, DNA-ul le-a inventat. Senzația mea este puțin acum, dacă îmi permiteți... Trebuie să luăm puțină publicitate. Nu, dar apărați ceva ce nu poate eu fi apărat, doamnă Matei. Doamnă, dacă v-ar băga explic... cineva în pușcărie pe dumneavoastră, okay. Doamnă, dacă v-ar băga cineva în pușcărie... Nu mă bagă nimeni. Ba da, v-ar fi condamnat pe o declarație a unei singure persoane care ar apăra 100 de persoane în dosarul dumneavoastră, vă spun că va schimba părerea. E vorba de oameni care au intrat în pușcărie, doamnă. Luăm publicitate și revenim.